Bine ați revenit! Calculele legate de probabilități sunt de multe ori dificile. Din această cauză și întrebarea 198 a fost una mai grea decât probabil credeți. Este vorba despre trei pistolari care acceptă un duel în trei, i-am spus triel. Să mai auzim o dată. Și pentru a echilibra într-o oarecare măsură șansele, pistolarul C propune ca ordinea de tragere în primul tur să fie de la cel mai slab țintaș la cel mai bun. Adică ordinea să fie C, B, A. Și acum o informație foarte importantă. Știm că A își nimerește ținta practic întotdeauna. B cam de două ori din trei. Iar C cam o dată din trei. Pistolarii A și B acceptă provocarea, așa că urmează trielul. Și întrebarea de azi este cam ce șanse de supraviețuire are pistolarul C dacă adoptă cea mai bună strategie și care este această strategie? Această întrebare, într-o formă mai dură, adică cei trei trag pe rând până când rămâne doar unul, deci un număr nelimitat de cartușe, este de fapt o problemă bine cunoscută și analizată în teoria jocurilor. Faptul că este o întrebare grea este dovedit de incapacitatea lui ChatGPT de a da răspunsul corect, după cum veți vedea mai încolo. Ca să ne ocupăm de triel, trebuie să lămurim întâi cum calculăm șansele într-un duel. Pentru că la un moment dat, trielul se transformă în duel. Să discutăm întâi despre șansele de supraviețuire în cazul în care se trage într-un duel pe rând până când rămâne doar unul. Dacă unul dintre oponenți este un țintaș desăvârșit cu probabilitatea de a lovi ținta de practic 100%, șansele fiecăruia de supraviețuire sunt ușor de calculat și depind de cine trage primul. Dacă trage primul țintașul desăvârșit, șansele lui sunt 100%, iar ale celuilalt 0. Dacă trage primul țintașul mai slab, șansele lui sunt date de probabilitatea cu care nimerește. De pildă, dacă această probabilitate este de 2 pe 3, atunci șansele lui de supraviețuire sunt 2 pe 3, iar ale celuilalt 1 minus 2 pe 3, restul, adică 1 pe 3. Pentru că, la următorul foc, cel tras de țintașul bun, duelul i-a sfârșit. Însă, dacă vorbim despre un duel în care ambii oponenți au probabilități mai mici decât unul de a nimeri, lucrurile se complică. Să luăm ca exemplu doi pistolari, M și N, care nimeresc ținta cu probabilități P indice M, respectiv P indice N. Înainte de a merge mai departe, trebuie să ne amintim că dacă un eveniment îl condiționează pe altul, probabilitatea totală ca al doilea eveniment să se producă se găsește înmulțind probabilitatea primului cu probabilitatea celui de-al doilea. Probabilitatea ca M să supraviețuiască într-un duel cu N, în care se trage până rămâne doar unul, în cazul în care M trage primul, să o numim P indice MN, se calculează astfel. Ea este egală cu Pn plus 1 minus Pm înmulțit cu 1 minus Pn, totul înmulțit cu Pmn. Adică înmulțit din nou cu probabilitatea pe care o căutăm. Adică probabilitatea ca M să nimerească plus produsul probabilităților ca niciunul să nu nimerească înmulțit cu probabilitatea de supraviețuire a lui M. Pentru că, dacă niciunul nu nimerește, totul se reia de la început. Și avem din nou probabilitatea PMN de supraviețuire pentru M. Acel produs, 1 minus PM înmulțit cu 1 minus PN, ne dă probabilitatea ca niciunul să nu fie lovit în primul tur. Dacă facem calculele pentru pistolarii C și B din întrebarea noastră, adică pentru șansele de a nimeri 1 pe 3, respectiv 2 pe 3, găsim că dacă C trage primul, șansele lui sunt de 3 pe 7, adică aproximativ 43%,
iar ale celuilalt restul, 4 pe 7, adică aproximativ 57%. Dacă B trage primul, șansele sunt de doar 1 pe 7, adică aproximativ 14% pentru C, și de 6 pe 7, adică aproximativ 86% pentru B. După cum vedeți, contează enorm cine trage primul. Vă rog să rețineți acest lucru. Dacă trage primul, șansele lui C sunt de 3 ori mai mari, 3 pe 7 în loc de 1 pe 7, decât în cazul în care ar trage al doilea. Acum, ca să putem trece la triel, să vedem care sunt șansele lui C de supraviețuire în funcție de adversar și de cine trage primul în toate variantele de duel cu ceilalți doi, în cazul în care se trage până când rămâne doar unul. Cel care trage primul este scris primul. Avem duel C-B. Șansele lui C, 3 pe 7. Duel B-C, șansele lui C, 1 pe 7. Duel C-A, 1 pe 3. Și duel A-C, șansele lui C sunt 0. Probabilitățile de supraviețuire pentru duelurile B cu A sunt ușor de calculat, deoarece acestea se termină în primul tur. Și avem AB 3 pe 3, adică 100% pentru A, 0 pentru B, BA 1 pe 3 pentru A și 2 pe 3, restul pentru B. Acum, dacă știm probabilitățile de supraviețuire a fiecăruia în toate variantele de duel, putem trece la triel. Vă amintiți că șansele într-un duel sunt mult mai bune dacă tragi primul decât dacă tragi al doilea. Puteți observa acest lucru și din tabelul nostru. Asta înseamnă că cea mai bună strategie pentru C este să tragă primul glonț în aer, să rateze intenționat. Să vedem de ce. Dacă face așa, B, care urmează să tragă, va trage în A, altfel la următorul foc, cel tras de A, va fi omorât, deoarece A are tot interesul să-l elimine pe B mai degrabă decât pe C, ca să-și mărească șansele. Dacă B îl nimerește pe A, urmează un duel între B și C, în care C trage primul. Dacă B nu îl nimerește pe A, după ce A îl elimină pe B, urmează un duel între C și A, în care din nou C trage primul. Deci dacă ratează primul glonț, C va fi cu siguranță în duelul care urmează după primul tur în situația avantajoasă de a trage primul. Așa că am găsit tactica pe care trebuie să o folosească C, trebuie să tragă primul glonț în aer. Acum să calculăm șansele lui C, dar întâi într-un triel cu număr nelimitat de cartușe. După ce trage primul glonț în aer, pistolarul C, B trage asupra lui A. Avantajos pentru C este ca B să-l elimine pe A, iar acest lucru are șansa de 2 pe 3 să se întâmple și 1 pe 3 să nu se întâmple. În funcție de care eveniment se produce, urmează un duel în care C trage primul, fie între C și B, fie între C și A. Așa că șansa de supraviețuire a lui C se poate calcula cu această formulă. 2 pe 3, șansa ca B să-l elimine pe A, înmulțit cu probabilitatea ca C să supraviețuiască într-un duel cu B în care C trage primul. Plus, pentru cazul în care B nu nimerește pe A, 1 pe 3, aceasta este șansa lui B de a nu nimeri pe A, înmulțit cu probabilitatea lui C de a scăpa în cazul unui duel între C și A, în care din nou C trage primul. Adică 2 pe 3 înmulțit cu 3 pe 7 plus 1 pe 3 înmulțit cu 1 pe 3
Până la urmă, vedeți că ajungem la 25 pe 63, adică aproximativ 40%. Deci în cazul în care numărul de trageri este nelimitat, C are aproximativ 40% șanse să scape. Dar partea interesantă abia urmează. Să calculăm șansele lui A în acest triel cu număr nelimitat de trageri. A are 1 pe 3 șanse să scape când îl țintește B și 2 pe 3 șanse să scape când îl țintește C. Al doilea eveniment este condiționat de primul, așa că trebuie să înmulțim probabilitățile și rezultă că șansa lui A să scape este abia de 2 pe 9, adică aproximativ 22%. Iar B, pentru că se trage până când rămâne doar 1, rămâne cu restul șansei până la 100%, adică 100 minus 40, șansa lui C, minus 22, șansa lui A, 38%. Cred că ați observat aparentul paradox. Dacă C trage primul foc în aer, șansele celor trei de a supraviețui sunt cu atât mai mari cu cât țintesc mai prost. De ce? Avantajul de a trage primul este mai mare decât avantajul oferit de capacitatea de a nimeri ținta. Înainte de a merge mai departe, fac precizarea că șansele pe care le-am găsit se schimbă evident pentru alte probabilități de a nimeri ținta ale celor trei. Deci aparentul paradox nu apare pentru oricare set de probabilități de a nimeri. Dacă diferențele de calitate a tragerii sunt și mai mari, este posibil că A sau B să aibă probabilități de supraviețuire mai mari decât C. Dar ca să se întâmple acest lucru, trebuie să existe diferențe foarte mari între calitățile de țintași, deoarece, repet, situația de a trage primul conferă un mare avantaj. În final, să calculăm probabilitatea care ne interesează, adică probabilitatea de supraviețuire a lui C, în cazul în care fiecare are doar două cartușe. Dacă B îl nimerește pe A, urmează C să tragă în B cu probabilitatea de 1 pe 3 de a-l nimeri, iar dacă nu-l nimerește, mai are 2 pe 3, șansa de a nu-l nimeri, înmulțit cu 1 pe 3, șansa ca celălalt să nu-l nimerească, adică 2 pe 9 șanse să nu fie lovit de B. Probabilitatea de supraviețuire în duelul cu B este deci 1 pe 3 plus 2 pe 9, 5 pe 9. Dacă B nu nimerește pe A, A îl va elimina pe B și urmează un duel CA în care șansele lui C sunt, dacă vă amintiți, 1 pe 3. Deci probabilitatea de supraviețuire în duelul cu A este 1 pe 3. Totalul șanselor de supraviețuire pentru C în cazul echipării cu două cartușe este atunci 2 pe 3 înmulțit cu 5 pe 9, 2 pe 3 fiind șansa ca B să le elimine pe A, plus 1 pe 3, șansa ca B să nu le elimine pe A, înmulțit cu 1 pe 3. Adică 13 pe 27, adică aproximativ 48%, deci mai bun, așa cum ne și așteptam, decât în cazul cartușelor în număr nelimitat, caz în care era de 40%. Ca dovadă a dificultății acestei întrebări, vreau să vă mai arăt răspunsul pe care l-am primit de la ChatGPT la această problemă. Pentru cazul în care numărul de cartușe este nelimitat, am primit acest răspuns. Iar pentru cazul cu două cartușe, am primit acest răspuns.
După cum ați văzut, ambele răspunsuri sunt greșite, deci nu-l pot menționa pe ChatGPT la rezolvitori. N-am primit răspunsuri cu șansa exactă de supraviețuire, dar am primit răspunsuri cu șanse apropiate de cea reală și în care era precizată strategia corectă de urmat, adică faptul că ce trebuie să tragă primul foc în aer de la cei pe care îi veți vedea acum. Deoarece întrebarea 198 a fost una dintre cele mai grele de până acum, azi vă voi propune o întrebare mult mai ușoară. Avem un borcan cu miere de stup în care se găsește o minge de ping-pong legată cu ață de fundul borcanului, așa cum vedeți în desen. Bineînțeles, datorită forței arhimedice mult mai mari decât greutatea mingii de ping-pong, mingea trage de fir în sus, deoarece are tendința de a se ridica. Presupuneți că borcanul se găsește pe talerul unei balanțe în echilibru pentru a putea observa cum variază greutatea aparentă a borcanului. Dacă aceasta variază, balanța se va dezechilibra. La un moment dat, ața se rupe și mingea de ping-pong începe să urce încet, deoarece mierea este vâscoasă spre suprafață. Avem în acest fenomen trei momente importante. A. Momentul în care se rupe ața. B. Momentul în care mingea începe să iasă din miere. Și C. Momentul în care mingea a ieșit complet din miere. Întrebarea este, care dintre graficele pe care le vedeți arată corect cum variază greutatea aparentă a borcanului? Vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!